aș vrea foarte mult acum, dacă tot am zis de bucurie, să vă spun ce bucuroasă sunt eu acum și chiar sunt, o zic foarte sincer, că am reușit, o să reușim de fapt să vorbim în continuare cu primul nostru invitat. Este vorba despre Ionel Manciu, violonist și, trebuie să zic acest lucru, prim concert maestru al orchestrei filarmonicii din Țările de Jos. Bună, bună ziua și bine v-am găsit. Poți să te îmbrățișez? Sigur. Sincer, vreau să te îmbrățișez. Pentru că, hai să ne așezăm, Ionel, să luăm loc. Mulțumesc tare mult că ai intrat așa frumos. Da, cu serenadă. Și că ai luat și vioara cu tine. Fără ea nu merg nicăieri. Imediat o să te întreb mai multe despre acest lucru, dar voiam să îmi amintesc, sau să le amintesc și celor care ne urmăresc acum, atunci când ai publicat vestea despre faptul că ai devenit prim concertmaestru al filarmonicii din Țările de Jos. Noi am vrut să discutăm cu tine atunci, te-am sunat pe Viber, dacă ți-amintești. Da. Așa, am fost foarte bucuroși pentru tine. Mulțumesc mult. Felicitări încă o dată. Mulțumesc. Și bine ai venit aici la Postul Public de Televiziune. Bine v-am regăsit. Cum te simți când revii în Republica Moldova? Mereu am emoții foarte mari și de fiecare dată mi este tot mai greu și mai greu să găsesc timp să revin în acasă. Și vreau să spun eu că mi este tot mai dificil să vorbesc limba română. Cam uit limba română deoarece nu am posibilitatea să vorbesc limba română acolo unde stau eu. Și soția nu vorbește română, iar fiica este mult prea mică să vorbească cu mine. Dar, nu știu, sper pe viitor, când va crește mare, vom vorbi, o să am cu cine să vorbesc acasă limba română. Imediat o să deschidem și aceste paranteze. Sigur. Pentru că tu ai și o viață profesională interesantă, dar și o viață personală deosebită, zic eu. Ionel, dar hai să începem cu faptul că totuși suntem la Postul Public de Televiziune. Eu nu știu dacă tu nu te-ai săturat să vorbești despre asta, dar tu știi că toată țara te cunoaște de când erai mic și participai la emisiunile pentru copii de aici, de la Moldova 1. Da, știu de faptul ăsta și sunt foarte recunoscător că de-a lungul vieții mele, Postul Televiziune Moldova 1, Teleradio Moldova în general, a fost mereu alături de mine. Primii mei pași în lumea muzicii au fost anume aici, în studiourile de la Teleradio Moldova, și vreau să spun un mare mulțumesc tuturor celor care lucrează aici, care duc greul, da. Ionel, nu puteam să nu scotocim un pic prin arhiva noastră. Da. Și am găsit imagini cu tine de când eram micuț. Oh, wow. Îți propun să le urmărim acum împreună. Sigur. Și revenim la discuție imediat. Se mergem în ospiție. La cine? Unde e surpriza litrei? Nu! Ia mea! Să reduci moața în frunte, ești de acord să nu fii morocanos, să fii binevoitor și cu minte? Da, sunt de acord la orice compromis, numai dați-mi drumul, eliberați-mă, vă rog. Fie să semnăm un tratat de pace. Pentru tine eu nu sunt ce n-aș zice, ce n-aș face, fiindcă ție eu doar văd Nicu dintre a zece-ți place. Dar de mă auzi sau nu, pentru mine lumea-ntreagă, fetițe din banca întâi, ești și vei fi cea mai dragă. Dar ce se fac, dar ce se fac, nu mă observ și e păcat, e păcat că nu mă vezi, fetiță cu ochii verzi. Dar ce se fac, dar ce se fac, nu mă observ și e păcat, e păcat că nu mă vezi, fetiță cu ochii verzi. Pe drum o păpădie, o pisică.
venit în studio. Cum? Da. Cum e, Ionel, să te vezi, să te revezi când erai micuț? Altfel, de fiecare dată aduci zâmbet pe față. Erai copilul, știi, copilul acela emblematic, copilul care este foarte activ și e implicat în multe și cântă și apare la TV. Da, da, da. Încercam și eu să, nu știu, să mă dezvolt cumva. Adică știu, cred, consider eu că este foarte important ca copiii să încerce să facă cât mai multe lucruri, să recite poezii, să cânte la un instrument muzical, să, mai știu eu, să joace teatru și așa mai departe. Adică este foarte bine pentru dezvoltarea unui copil și consider eu că părinții au făcut un lucru minunat pentru mine, pentru dezvoltarea mea ca o... Te-au îndrumat pe calea asta. Da. Ionel, dar voiam să te întreb, care a fost momentul în care ție ți-a fost clar că tu asta vrei să faci toată viața, la nivelul acesta înalt la care faci ceea ce faci acum? Cred că au fost mai multe, câteva momente în viață. La vârsta de 12-13 ani am realizat faptul că îmi place mai mult să cânt la vioară decât îmi place să cânt cu vocea. Și atunci m-am aprofundat mai mult în studiul viorii. După, deja când am mers, ești evident, când am mers la studii în Londra, în Marea Britanie, atunci am înțeles că eu, de fapt, vreau să fac muzică clasică și nu alt gen de muzică, deoarece este cel mai apropiat sufletul meu. Așa. Și inevitabil mă întreb acum dacă îți dorești aceeași cale și pentru fetița ta? Nu știu, o să vedem. O să vedem, cine știe. Cum dar o să decizi? Numai decât o să cânte la un instrument muzical și muzica o să fie o parte foarte importantă din viața ei. E multă muncă în spatele unei vieți de artist, de muzician. Era, devenise viral recent un video cu o fetiță care cântă la vioară, repetă și plânge. Plânge în hohote, dar nu se oprește, știi? Continuă știu, să cânte. Mi-a adus aminte de primele mele lecții de vioară. Eu așa mergeam la fiecare lecție de vioară. Prima mea profesoară de vioară, doamna Caftanat, mai târziu a fost doamna Galina Buinovski, dar doamna Caftanat a fost cea care mă făcea să plâng la fiecare lecție de vioară. Doamna Galina a fost mai blândă, a fost o rază de soare în viața mea când am trecut la dumneavoastră în clasă. Dar merită sacrificiul. Sigur că merită, da. Deoarece acest instrument necesită foarte multă muncă. Ionel, ai revenit acum acasă. Da. Bănuiesc pe puțin timp. Puțin timp, da, 10 zile. 10 zile pe care o să le petreci, cred că acasă cu familia. Acasă cu familia, aici în studio. Da. Și deja în sala de repetiții, la sala cu orgă, unde, dacă îmi permiteți, aș vrea să invit toți telespectatorii în data de 6 octombrie la 18:00, alături de Orchestra Națională de Cameră a Sălii cu Orgă, în frunte cu maestru Cristian Florea, voi interpreta concertul de Mendelssohn în re minor. Deci toți cei care doresc să vină la concert, care vor să asculte un concert foarte frumos, consider eu, într-o sală cu acustică extraordinară, poate să vină la sala cu orgă în data de 6 octombrie la 18:00. Și, în general, acest proiect al Sălii cu Orgă este unul special. Da, este unul special. Este, de fapt, parte din stagiunea curentă, Vreau să cânt acasă, în care sala cu orgă va invita interpreți, deci instrumentiști de la noi, din țară, care sunt stabiliți peste hotare. Și eu am mare onoare să fiu primul dintre acești instrumentiști care are posibilitatea să cânte împreună cu orchestra de cameră. Ai acceptat din start propunerea? Ți s-a părut una frumoasă? Sigur, că am acceptat din start, da. Revenirile acasă, sunt sigură că mulți oameni te întreabă acest lucru. Dacă e până la urmă mai emoționant să cânti pentru publicul de acasă, din Chișinău? Da, este o oarecare... O emoție așa mai specială, deoarece mereu ai senzația că cânti pentru familia ta, deoarece
Moldova fiind o țară foarte mică, ai senzația că noi ne cunoaștem unul pe altul. Și chiar și dacă persoana din rândul 3 a sălii te vede pentru prima dată pe scenă, ai senzația că este, mai știu eu, un frate, un verișor, da. un bunel și așa mai departe. Și cu siguranță că și este, știe, fratele da. Verișorului, da. Mătușii, așa. Da. Că noi așa suntem, țară mică, cu oameni cu inimă mare. Și Ionel, cum este viața ta acum în țările de jos? Deocamdată încă nu trăiesc în țările de jos, sunt încă stabilit în Marea Britanie și fac naveta. Da, deci am fost acum o lună și jumătate, am avut proiecte în Amsterdam, care m-am reîntors înapoi în Marea Britanie, am avut câteva concerte, că eu, de asemenea, în Marea Britanie activez împreună cu trio-ul meu de pian, Mitras, trio. Avem foarte multe concerte de la Londra până în Scoția. Și da, de asta este, o să vedem pe viitor, probabil că ne vom muta în țările de jos, dar deocamdată încercăm să vedem dacă această oportunitate de fapt pe care o am acum ca concertmaestru al orchestrei țările de jos este ceva pe termen lung sau ceva care este o treaptă care pot mai departe să construiesc alte treapte. Da, 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 da. O treaptă pe care o urci și apoi da. Vine una da. Care e mai sus. Da. Ar fi frumos să fie așa și cred că așa și să fie, Ionel. Dacă tot ai venit cu vioara, eu îmi permit să te rog să, nu știu, să ne improvizezi ceva. Știi ce mă gândeam? Cântece de leagăn la vioară, se pot cânta? Că tot ai copil mic. Cântece de leagăn se pot cânta, dar... Eu nu i-am cântat niciodată ficinie un cântec de leagăn. Ea adoarme singură. Avem noroc, da. Orice altceva. Dar, dacă... da, cântec de leagăn... Nu, orice. Da. Ionel, mulțumim foarte mult. Mare plăcere. Ai creat așa, sincer zic, o atmosferă, știi când e vorba asta, poți să tai cuțit, energia, atmosfera cu un cuțit, în sensul că e foarte profund. Mulțumim tare mult. Să le reamintim celor care ne urmăresc acum, 6 octombrie, 18:00, Ionel Manciu, pe scena sălii cu orgă, cântă acasă, pentru noi. Și îți doresc mult, mult succes, Ionel. Mulțumesc. Mai vii pe la noi? Sigur. Ne-am înțeles. Mersi frumos.